Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 1. Și vreau să citim de la versetul 18 până la sfârșitul capitolului 2. Nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu vroia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el îl va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat-o la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și le-a pus numele Iisus. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod, acest lucru s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. I-a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce l-au ascultat pe împărat, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă și au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să-i omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu vrea să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arăta în vis lui Iosif în Egipt. I se arată în vis lui Iosif în Egipt și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește
Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galileei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Amin. Vreau să vorbim astăzi despre nașterea împăratului. Evident, vorbim despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și în mod special vreau să pornesc de la ideea aceasta a numelui Domnului Iisus Hristos, numelui de Emanuel. Așa cum probabil ați citit și în studiu, Domnul Iisus nu a purtat niciodată acest nume. Chiar dacă în profeție se spune că El va fi numit Emanuel. Însă Domnul Iisus a împlinit și a trăit acest nume, El fiind întruparea lui Dumnezeu. Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și astăzi vreau în mod special să vedem ce se întâmplă atunci când Dumnezeu vine printre noi. Multă lume își dorește prezența lui Dumnezeu și multă lume își dorește ca Dumnezeu să vină printre noi. Dar ce se întâmplă când Dumnezeu chiar vine printre noi? Poporul Israel îl aștepta pe Emanuel și aștepta venirea lui Hristos de sute de ani. Însă atunci când chiar s-a întâmplat acest lucru, reacțiile au fost foarte diferite. Evanghelia după Matei începe cu o genealogie pe care n-am citit-o acum. O genealogie care e greu de citit, trebuie să recunoaștem. Sunt tot felul de nume greu de pronunțat. Sunt tot felul de nume care, pentru un cititor neavizat al Bibliei, pentru unul care pentru prima oară ia Biblia în mână, îi se pot părea foarte plictisitoare și simte că nu înțelege nimic. Dar pentru un evreu, genealogia însemna foarte, foarte mult. Și pentru noi astăzi înseamnă. Chiar nu neapărat în cultura noastră, dar în contextul de astăzi, înseamnă foarte mult. Și o să vedeți ce înseamnă. Genealogia era ca și pașaportul unui evreu. Era ceea ce îl definea în cadrul poporului său. Un om fără genealogie, în Israel, însemna un venetic, însemna un străin, însemna un om care nu are moștenire acolo. Genealogia era coordonatele tale în poporul Israel. Vreau să privim acum însă la vestirea nașterii împăratului și ce a însemnat acest eveniment. Pentru că a fost un eveniment extraordinar de important. Nu știu dacă există ceva care se poată compara cu aceasta. Biserica Ortodoxă consideră nașterea Domnului cel mai mare eveniment. Și înclin să-i dau dreptate. Probabil celălalt care ar putea să concureze este învierea Domnului Iisus. Dar indiferent de părerile noastre, nașterea Domnului Iisus este cu totul și cu totul specială. Este un eveniment profetic. Profetic și profețit. Pentru că, și în special în Evanghelia după Matei, studiind-o, să observați de câte ori repetă evanghelistul Matei după cum este scris. În doar aceste două capitole pe care le-am citit parțial acum, ne sunt amintite patru profeții care sunt împlinite prin întruparea Domnului Iisus Hristos. Dacă citiți încă o dată, veți observa, după cum este scris că a fost Nazarenean, a fost scris că el va fi numit Emanuel, va fi născut din Fecioară, a fost scris, a fost scris, a fost scris. În Betleem a fost scris. Toate aceste detalii se împlinesc. De asemenea, acest eveniment este un eveniment spiritual de o importanță enormă. Numele lui Iisus înseamnă cel sau Dumnezeu mântuiește. Da? Numele lui era un nume profetic care arăta că Dumnezeu vine să mântuiască pe poporul său de păcatele sale. Îngerii lui Dumnezeu anunță, dacă citim și celelalte evanghelii, vedem că a fost anunțată din timp nașterea lui, a fost protejată nașterea lui, la nașterea lui s-au arătat îngerii care au cântat, citim în Luca, în Matei citim că
a fost nevoie de protecția îngerilor ca să-l atenționeze pe Iosef în repetate rânduri ca el să-și protejeze familia. Dumnezeu a fost foarte implicat în aducerea fiului său pe pământ. Și cu toate astea, parcă fiul său vine pe ușa din spate. Se naște într-un staul, se naște într-o familie neimportantă, o familie săracă, neimportantă în ochii oamenilor, dar în ochii lui Dumnezeu foarte importantă. Este prigonit, n-are nici măcar o casă unde să se nască, se naște între străini și se naște într-un staul. Este în același timp un eveniment cu impact istoric. Mulți oameni au încercat și încearcă și astăzi să nege istoricitatea lui Isus. Și probabil că se găsesc oameni în lumea noastră care cred mai ușor în OZN-uri decât în faptul că Isus a fost o personalitate istorică. Că Isus Hristos cu adevărat a existat în istorie. Și nu este doar un personaj religios. Cineva spunea că există mai multe, sau că a nu crede că Iisus Hristos este un personaj istoric înseamnă, sau echivalează cu a nega că Iulius Cezar a existat. Există foarte multe mărturii istorice, însă și cărțile Bibliei, Noului Testament, 27 de cărți, care toate mărturisesc despre aceasta. Numeroși istorici vorbesc despre aceasta. Până și anii am început să-i numărăm de la nașterea Domnului Iisus Hristos. Și apropo de aceasta, de genealogie despre care vorbeam, un personaj inventat nu are genealogie. El are doar un inventator. Un personaj inventat nu are strămoși. Iisus Hristos are o pagină întreagă de strămoși și nici nu strecuți toți. Este o genealogie selectivă, cum se practica adesea în vremurile acelea, care trebuia să demonstreze că Iisus se trage din David. Un personaj inventat nu are un loc de naștere. Despre Iisus Hristos ni se spune exact perioada, locul și din cine s-a născut. Ceea ce îl poziționează foarte concret și foarte exact în istorie. Acest evenimentul care se întâmplă este un eveniment istoric. Este un eveniment cosmic în același timp, pentru că nașterea lui a fost anunțată și de o stea. Vedem că acești magi, care probabil erau niște astrologi ai vremii respective, au observat un fenomen despre care nu știm multe detalii, nici măcar Biblia nu spune multe despre asta. Spune că au observat o stea, nu știu ce a fost aia, cometă, habar n-am ce a fost, aliniere de planete, nu știu, nici nu contează. Dumnezeu le-a dat un semn pe care ei l-au înțeles și au înțeles că un împărat s-a născut. A fost un eveniment politic, pentru că în momentul în care Domnul Iisus Hristos s-a născut, lucrurile la curtea împăratului Irod, care era guvernator în perioada aceea, în zona respectivă, în Iudeea, lucrurile s-au tulburat foarte mult. A fost un cutremur politic la palat în acea perioadă. Irod s-a simțit amenințat, a dat un decret de omorâre a pruncilor mai târziu. A fost, în același timp, un eveniment foarte personal. Și pe asta vreau să insist astăzi. Cred că de aici avem cel mai mult de învățat. Atunci când Dumnezeu se descoperă, atunci când Emanuel vine printre noi, atunci când Dumnezeu vine printre oameni și se descoperă oamenilor, se întâmplă multe lucruri. Un om care îl întâlnește pe Dumnezeu nu mai poate fi la fel niciodată. Vedeți voi, Dumnezeu nu este o experiență emoțională pe care o uiți când urci în tramvai și începi să asculți convorbirile altora sau zgomotul orașului. Dumnezeu nu este doar o experiență emoțională.
Dumnezeu nu este doar un sentiment pe care îl ai câteodată. Dumnezeu și întâlnirea cu Dumnezeu este întâlnirea cu o persoană reală care îți transformă viața. Și vreau să privim astăzi la câteva personaje care apar în aceste două capitole și să vedem care a fost impactul întâlnirii lor cu Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu vine în istorie, așa cum s-a întâmplat în cazul Domnului Iisus, imediat societatea se desparte în două. În preajma lui Dumnezeu, oamenii se separă în două categorii. Vor fi unii care se vor bucura de El și îl vor primi și vor fi unii care îl vor urâ. Și poate spuneți, da, sunt oameni care nici nu-l urăsc, dar nici nu-s tare religioși. O să discutăm și despre ei puțin mai târziu. Și veți vedea că nu poți să fii în a treia tabără pentru că-s doar două. Și Biblia le definește doar două. Atunci când Iisus a intrat în istorie și în perioada, imediat de la nașterea Lui, oamenii deja s-au împărțit în jurul Lui în două tabere. Domnul Iisus spune așa, în Matei capitolul 7, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta. Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Din păcate, în lumea care trăim, cei mai mulți, tabăra cea mai numeroasă, nu este a celor ce-L iubesc pe Iisus, ci este a celor care-L urăsc. Am spune, păi, dacă Iisus este un personaj atât de important, dacă El este creatorul lumii, dacă El este Fiul lui Dumnezeu, de ce nu-L iubesc oamenii? De ce oamenii nu-L recunosc? Veți vedea puțin mai târziu de ce. Ce aflăm din acest text, din însăși cuvintele Domnului Iisus, este că mulți sunt cei ce umblă pe poarta cea largă, pe calea cea largă, și puțini sunt cei ce urmează pe El pe calea cea îngustă și pe poarta cea strâmtă. În Ioan capitolul 1, versetul 9, Domnul Iisus Hristos este numit Lumină și se spune, lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om. Vedeți? Atunci când vine Iisus Hristos în lume și când tu te întâlnești cu Iisus sau este în preajma ta Iisus, și când zic Iisus este în preajma ta, nu mă refer că Iisus este întrupat fizic în preajma ta, ci mă refer, intri în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, auzi Evanghelia, sau cineva îți vorbește despre Dumnezeu, sau intrat într-o biserică și auzi cuvântul lui Dumnezeu, sau pur și simplu Duhul Sfânt îți luminează mintea și îți vorbește, asta înseamnă că lumina te-a luminat. Lumina aceasta era adevărată lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume. Iisus Hristos era în lume înainte să se întrupeze, pentru că El a creat lumea. Și lumea a fost făcută prin El. Dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ei săi și ai săi, surpriză, nu L-au primit. Cei mai mulți oameni resping pe Hristos. Este foarte ușor să avem un Hristos pictat. Nu ne deranjează cu nimic un Hristos pictat, da? Sunt o grămadă de șoferi care au iconițe pe bordul mașinii și tot ei înjură când altul îi taie calea în fața iconiței respective. N-are nicio problemă cu Hristosul pictat acolo. Și sunt alții care își mai agață cruci. Nu, nicio problemă, poți să agați câte vrei. Dar dacă înjuri în fața lor, ăla e un Hristos care nici nu există acolo. Pentru că Hristosul adevărat nu este nici o pictură, nici o sculptură. Hristosul adevărat este o persoană. Este ușor să ignori un astfel de Hristos. Este ușor să ignori o tradiție bisericească. Dar nu-L poți ignora pe Hristosul cel adevărat.
Prima categorie, și în asta sunt mulți, am găsit aici trei personaje pe care vreau să le prezint, sunt cei care nu se bucură de venirea Domnului, de venirea lui Dumnezeu. Primul este Irod, cel mai evident. Irod era, cum am zis, era împărat, era liderul politic din acea zonă a Imperiului Roman, din acea provincie. Și Irod, imediat ce a auzit de la magi că s-a născut un împărat, imediat s-a tulburat și se spune s-a tulburat foarte mult. Interesant că ce a auzit el nu s-a născut un prunc, nu s-a născut Hristosul, ci un împărat. Mai târziu el și-a dat seama că acest împărat este Hristosul profețit de evrei. Și Irod a fost cunoscut în istorie ca și unul care era extrem de obsedat de a-și pierde tronul. Se pare că și-a omorât până și propria lui familie, tot pentru că îi suspecta că vor să ia tronul. Imediat Irod a luat măsuri pentru a elimina un posibil candidat la tronul său, cu toate că Iisus Hristos nu s-a născut ca să ia tronul lui Irod. Iisus Hristos n-a fost un lider politic și în agenda lui nu era să devină un guvernator roman sau un împărat roman. El a fost un împărat spiritual și este un împărat spiritual. Irod, imediat ce a sesizat o amenințare, a devenit dușman pe față a lui Hristos. De fapt, ce era amenințat? Era amenințată, după părerea lui, autoritatea, controlul. Ioan, capitolul 3, versetul 18 până la 20, spune astfel: oricine crede în el nu este judecat, dar oricine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, iarăși se vorbește despre Iisus Hristos, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Irod a fost un om care a fost luminat în momentul în care a auzit că s-a născut Mesia. A intrat în contact cu lumina. Dar el a fost dintre acei care face răul și urăște lumina. Există oameni și astăzi care efectiv urăsc în mod deschis și vădit orice ține de Dumnezeu. Ioan spune că cel ce face aceasta este un om care face răul. Și atunci când facem răul, orice ne amintește de sfințenia lui Dumnezeu și de lumina pe care aduce Hristos cu el, ne deranjează. De atâtea ori, și cred că asta este probabil motivul numărul unu pentru care oamenii îl urăsc pe Hristos și oamenii se feresc de Hristos. Cum spuneam, de Hristosul cel adevărat. Nu ne deranjează o iconiță și nu are cum să deranjeze o cruciuliță sau orice alt obiect religios, dar Hristosul adevărat deranjează și veți vedea de ce deranjează. Pentru că Hristosul adevărat nu e un prunc, nu e un obiect, este un împărat. Și știți ce cere un împărat? Ascultare și închinare. De aceea Iisus Hristos deranjează. Iisus Hristos nu este o cale spre Dumnezeu, cum spun unii, ci El este calea, El este exclusivist. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este singura cale spre Dumnezeu. Și este împărat. Iar a avea un împărat înseamnă că voința lui este mai presus decât propria mea voință. Și asta ne deranjează așa de mult. Dacă am putea elimina lucrul ăsta
Și mulți reușesc să-și fabrice un Hristos religios, un Hristos care nu se implică în viața lor, un Hristos la care apelează doar în situații de nevoie, în situații de criză, și un Hristos care nu se amestecă în afacerile lor interne. Nu se amestecă în gândurile, în vorbirea lor, nu se amestecă în purtarea lor. Un Hristos care le permite să se poarte oricum. Dar Iisus, Hristos cel biblic despre care vorbesc în dimineața aceasta, este unul care este împărat și care a venit să domnească în viața mea. Și de aceea deranjează pe foarte mulți. A doilea personaj de data aceasta este un personaj de grup. Este Ierusalimul. Pe scurt ne este descrisă starea Ierusalimului și ce s-a întâmplat în Ierusalim în momentul în care s-a născut Iisus. Se spune că Irod s-a tulburat și odată cu el tot Ierusalimul. Știți ce îmi spune aceasta? Tot Ierusalimul era cu ochii la Irod. S-a tulburat împăratul. Dacă s-a tulburat împăratul, și noi avem probleme, nu? Când împăratul e bucuros, se poartă bine cu noi. Când împăratul e supărat, am cam dat de bucluc. Ierusalimul, din păcate, care reprezintă astăzi majoritatea oamenilor, sunt cu ochii la un împărat pământesc și nu mai sunt cu ochii la un împărat ceresc. Majoritatea oamenilor astăzi sunt foarte tulburați atunci când aud o veste economică proastă. Dar sunt prea puțin tulburați atunci când Dumnezeu le spune că sunteți morți în păcatele voastre. Și sunt foarte bucuroși atunci când apare, știu, vreo veste bună. Mai rar vin din astea în zilele noastre, dar mai vin. Și ne bucură foarte mult pentru că privirea noastră e țintită la lucrurile astea și la împărații pământești și la oamenii politici din jurul nostru și prea puțin mai băgăm în seamă ce mai spune Dumnezeu despre noi și despre starea noastră. Și prea puțin se mai bucură de ceea ce spune Dumnezeu sau se tulbură de ceea ce spune Dumnezeu. Ierusalimul, e foarte interesant, tot ce ne se spune este că ei s-au tulburat de asta, dar nu se spune că s-ar fi bucurat de vestirea nașterii lui Hristos. Oameni ancorați în lucrurile de jos. Ieri, pentru mine, a fost o experiență unică. Pentru prima oară am văzut ce poate să facă apa și ce poate să facă un torent de apă. Și am stat de vorbă cu oameni care în câteva minute și-au pierdut agoniseala de o viață. Și când mă gândesc cât de mult investim în lucrurile de aici, de pe pământ, și cât de ușor le poți pierde. Și Domnul Iisus spune în Matei, capitolul 7, nu vă strângeți comori pe pământ. Ne spune că ușor le poți pierde. Da, toți avem nevoie de lucrurile de aici, de pe pământ. Își au rolul lor, nu negă asta. Dar unde trebuie să-ți fie ancorată inima? În lucrurile de jos sau în lucrurile de sus? Este o prostie să spui că nu ai timp pentru Dumnezeu pentru că ai atât de multe de făcut aici. Ești ca un om care îți investești toți banii într-o afacere extrem de riscantă despre care știi că foarte mulți și-au pierdut totul acolo și nu mai investești nimic în altceva. Îți pui toți banii și joci la, nu știu ce, la ruletă cu ei. Este foarte neînțelept. Am văzut cum au rămas casele goale pentru că a intrat puhoiul de apă și n-a mai rămas nimic bun acolo. Laptopuri l-au uscat. Am văzut televizoare, mobilă umflată, grămezi de gunoaie în fața fiecărei curți. Gunoaiele alea însemnau averea oamenilor. Aia era munca lor. Acolo erau poate zeci de ani de muncă. Acum erau gunoaie. Dar oare numai lor le se poate întâmpla? Sau suntem noi mai buni decât ei? Că nouă nu ni s-a întâmplat? Nu. Trebuie să învățăm din asta. Trebuie să învățăm că alea nu sunt adevăratele comori. Și trebuie să învățăm să ne ancorăm inima în cele de sus. Să vă spun, aia nu e cea mai mare tragedie.
Cea mai mare tragedie este că după ce ți-ai investit toată viața în asta, constați că nu mai ai nimic pentru veșnicie. Constați că ai fost nepregătit. Constați că, de fapt, ai investit în ceva greșit. Că ai rezemat scara de zidul greșit. Nu acolo trebuia să te duci. Mai este un personaj care este iarăși un personaj de grup. Sunt preoții cei mai de seamă din vremea respectivă. Se spune că Irod, când a văzut că treaba e de categorie politică religioasă, imediat și-a adunat consiliul de preoți, cei mai importanți, cei mai înțelepți, și-a spus: spuneți-mi ce zice profeția. Când și unde trebuia să se nască? Unde trebuia să se nască Hristosul? Și preoții au spus, toți într-un glas, în Betleemul din Iudeea. E clară profeția. Se știe. Dar, din păcate, activitatea preoților și interesul lor față de Hristosul cel născut se termină aici. Nu mai aflăm nimic despre ei, că ar fi mers să-l caute, că l-ar fi așteptat, că i s-ar fi închinat. Nu știm nimic despre asta. Ăștia sunt oamenii care identifică astăzi cu cei din vremea noastră care sunt indiferenți. Ei nici nu s-au supărat ca și Irod să meargă să facă vreun rău, să omoare copii sau să-l caute să se facă vreun rău, dar nici nu l-au căutat. Sunt genul de oameni care, măi, eu nu sunt nici rău, dar nici tare religios. Nu? Și majoritatea oamenilor cred, intră în această categorie. Știți ce s-a întâmplat cu preoții cei mai de seamă mai târziu, cu grupul ăsta? Ei au ajuns să-L urască pe Hristos. Pentru că Iisus spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Atâta vreme cât Iisus nu te deranjează cu nimic, atâta vreme cât tu îl eviți și atâta vreme cât interesele tale nu intră în conflict cu voia Lui, în mod deschis, adică El nu-și impune voia Lui în viața ta sau nu ai de suferit din cauza Lui, nu te deranjează, nu pierzi nimic din cauza asta, poți să-L ignori. Și multă lume îl ignoră. Dar în momentul în care, așa cum s-a întâmplat și în cazul preoților, momentul în care au simțit că au de pierdut ceva din cauza acestui Iisus, au început să-L urască cu o ură sălbatică. A venit la Isei și Isei nu l-au primit. Din contra, Isei l-au urât. Poate că astăzi ești unul dintre acești oameni care spui, eu nu sunt un tip religios, din când în când îmi place să mai ascult ceva despre Dumnezeu, dar nu ai o relație cu Isus. Nu ești nici în tabăra Lui. Nu ești un ucenic al Lui. Vreau să știi că nu există stare neutră. Mai devreme sau mai târziu vei fi într-o tabără sau alta. Dacă nu ești al Lui, oricând se poate naște ura împotriva Lui. Pentru că indiferența nu este o stare bună. A doua categorie pe care o văd este a celor care s-au bucurat de venirea Lui Hristos. Și chiar dacă nu citim tot ce s-a întâmplat, pentru că fiecare evanghelist descrie selectiv evenimentele. Nu-și propune să facă o biografie foarte detaliată a tot ce s-a întâmplat. Luca ne spune alte detalii, ne vorbește despre păstori, despre corul de îngeri. Matei nu spune aceste detalii, dar nu ne spune nici măcar despre vestirea nașterii Domnului Iisus. Ne spune direct cum s-a întâmplat. Dar vedem aici câteva personaje de la care putem învăța și dacă conectăm aceste informații și cu cele din alte evanghelii, putem avea o imagine mai completă. Primul personaj la care vreau să mă opresc este Maria. Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Această femeie, fecioară atunci, cu o inimă foarte deosebită, ne dă o lecție atât de puternică astăzi. Maria, cu adevărat, acceptă domnia lui Dumnezeu în viața ei, domnia lui Hristos în viața ei.
care avea să se nască din trupul ei. Dumnezeu dispune de trupul ei. Gândiți-vă ce înseamnă pentru o fată tânără, nemăritată, să rămână însărcinată. Și cred că habar încă nu avem de asta, pentru că noi nu trăim în epoca de atunci, nu trăim în societatea de atunci, când lucrul ăsta era extrem de grav. Era o rușine foarte mare și era un păcat. Încearcă să demonstrezi cuiva că, de fapt, ești însărcinat de la Duhul Sfânt. Ai vreo dovadă? Maria, însă, atunci când îngerul Gavril îi spune vei rămâne însărcinată pentru puterea lui Dumnezeu te va umbri și vei naște un copil, Maria nu comentează. Dar stai un pic, Doamne, stai, mă căsătoresc, hai să mai aranjăm niște lucruri, că nu arată prea bine lucrurile așa. Iată roaba Domnului, facă-mi-se pe cum voiește. Atâta disponibilitate, atâta smerenie și atâta supunere. Este un exemplu a ce înseamnă să-L primești pe Dumnezeu ca și împărat, să-L primești pe Hristos ca și împărat, ca și stăpân. Te pui la dispoziția Lui. Dumnezeu dispune de statutul ei social. Ea a fost gata să înfrunte rușinea, să înfrunte batjocura celorlalți, privirile, șușotelele. A spus, pentru mine contează ceea ce vrea Dumnezeu de la mine. Dumnezeu dispune de relațiile ei. Maria era pe punctul să-și piardă logodnicul din cauza asta. Pentru că Iosif, ca unul care știa că a fost curat în relații față de ea, când a aflat că e însărcinată, nu știu cum a aflat, i-a fi spus Maria, știi Iosif, sunt însărcinată. Ce o fi trăit oamenii ăștia atunci? Ce dramă o fi trăit? Iosif, cred că i s-a prăbușit pământul sub picioare când a auzit asta. Cum? Tu? Dar Dumnezeu intervine și îi spune lui Iosif în vis, nu te teme, Iosife, pentru că ce s-a zămislit în pântecele ei este de la Dumnezeu. Dar Maria este gata să treacă prin orice, din ascultare pentru Dumnezeu. La polul opus față de ceilalți. Vreau să fac o mică paranteză aici, pentru că știu că mulți oameni au întrebarea aceasta, dar voi nu vă închinați la Sfânta Maria. Voi, care e relația voastră cu Maria? Și vreau să spun pe scurt ce spune Scriptura despre aceasta. În primul rând, Scriptura face foarte clar în repetate rânduri că închinarea noastră trebuie să fie doar către Dumnezeu. Maria, după cum bine citim și știm, a fost o fecioară, a fost un om. Nu a fost Dumnezeu. Ea însă a fost aleasă de Dumnezeu ca să aducă pe lume, să-L întrupeze pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Nu găsim în Biblie absolut nicio poruncă care să spună că trebuie să ne închinăm Fecioarei Maria. Din contra, găsim că Maria, atunci când este pusă într-o situație la înmulțirea, la schimbarea apei în vin, la nunta din Cana, ea îndreaptă pe alții spre Fiul ei, Iisus Hristos, și spune să faceți tot ce vă va zice El. Ea îndeamnă pe alții spre ascultare de Iisus. Într-un context în care se aștepta de la ea să spună ceva sau să rezolve o problemă, ea spune, ascultați de tot ce vă va zice El. Când au venit magii, chiar în textul pe care l-am citit astăzi, când au venit magii să-L viziteze pe Iisus, să-I se închine, ne se spune că au văzut Matei 2:11, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și atenție, cui s-au închinat? Și i s-au închinat. Și apoi au dus daruri. Au deschis vistierile și au dus daruri. Nu se spune că li s-au închinat. Nu s-au închinat și Mariei și lui Iisus, ci spune că i s-au închinat lui Iisus. Ei căutau pe prunc să se închine. Însă, ce trebuie să știm
Chiar dacă noi nu ne închinăm la Sfinți, nu ne închinăm Fecioarei Maria, suntem datori să cinstim și să respectăm pe acești oameni. Pentru că sunt oameni pe care Dumnezeu i-a ales ca să se folosească pentru gloria Lui. Și Maria a avut un rol unic în toată istoria omenirii. Aceea de a-L aduce pe Iisus Hristos pe lume. Iosif, al doilea personaj din această categorie, de asemenea arată o ascultare fenomenală față de Dumnezeu. Vedem situația critică în care se trezește Iosif într-o dată, un om care avea și el planuri de nuntă, fericit, anticipa, în curând ne căsătorim, o să trăim și noi frumos, ca și orice tiner, probabil, ca și oricine care urmează să căsătorească și are o mulțime de vise roz înainte și se gândește, câte o să mai fac și ce bine o să fie. Și dintr-o dată, bombă, logodnica lui însărcinată. Și se spune că Iosif era un om drept, era un om cu frică de Dumnezeu, un om care nu a vrut să o facă de rușine. Procedura clasică era să fie expusă rușinii în mod public. Iosif se dezică de cele întâmplate, pentru că el nu avea nicio vină, însă Iosif se gândește la ea și o respectă prea mult, astfel încât se gândește să o părăsească în ascuns. Era o procedură mai restrânsă, cu doi martori, în care, practic, era un mic divorț, pentru că logodna în Israelul de atunci era mult mai puternică decât, ca și legătură, decât este astăzi. Și practic se rupea doar prin divorț. Cei doi erau promiși unul altuia și trebuia să existe un motiv extrem de întemeiat pentru a rupe o astfel de legătură. Și Iosif se gândea să facă aceasta. Timp în care Dumnezeu intervine și spune, Iosif, nu te teme. Ce era în inima lui Iosif? Frică. Nu pot să o iau. Nu pot să mă căsătoresc cu ea. Ce va fi cu noi? Dacă de acum a călcat strâmb, ce se va lege din viața noastră? Dar Dumnezeu intervine, cum am zis, și spune, nu te teme să o iei. Și acest om arată ascultare. Credeți că era comodă situația lui Iosif, chiar dacă i-a vorbit îngerul? Era comod să se căsătorească cu o fată însărcinată? Nu. Pentru că de aici încolo, mulți ani la rând, aveau de înfruntat privirile altora, pentru că nu cred că poți să-i convingi pe toți că copilul conceput este de la Duhul Sfânt. Probabil oamenii au râs, au zis, asta încă n-am mai auzit-o. Bună, bună glumă, Iosif. Dar el și-a asumat aceasta și și-a asumat să crească acest copil. Iarăși un act de ascultare și supunere, smerenie față de Dumnezeu. Și vreau să spun că oamenii ăștia n-au făcut actele acestea de ascultare cu strângând din dinți. Suntem eroi mari, noi o să ascultăm de Dumnezeu. Nu, i-au făcut-o cu multă bucurie. Dacă citiți în Luca, capitolul 2, veți vedea cântarea Mariei. Este un text celebru în care Maria își exprimă bucuria față de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ei și față de onoarea pe care a primit-o în ascultare de Dumnezeu. Și ultimul personaj pe care vreau să-l amintesc, iarăși este un personaj de grup, sunt magii. Magii care n-au avut îngeri, magii care n-au avut Biblie, dar au văzut o stea. Eu nu știu cum Dumnezeu a reușit să convingă pe oamenii ăștia printr-o stea să facă o călătorie atât de lungă. Habar n-am ce a fost acolo și Biblia tace legat de lucrurile astea. Ce important este că oamenii ăștia când au văzut semnul, au ascultat. Au ascultat. Și au făcut o călătorie, nu știm cât de lungă a fost, dar au venit dintr-o țară îndepărtată să îi se închine. Iarăși au demonstrat ascultare. Și foarte interesant că magii aceștia au fost primii evangheliști la palatul lui Irod. Cine credeți că a dus vestea împăratului? Niște păgâni. Magii. Noi căutăm împăratul.
Unde este? Dumnezeu a aranjat ca ei să fie probabil protejați de o imunitate diplomatică sau nu știu cum să-i spun, fiind străini, Irod n-a avut nicio treabă cu ei. Dar ei au vestit la palat, noi am văzut steaua și știm că s-a născut un împărat și vrem să-l găsim să ne închinăm lui. Și când l-au găsit și când au văzut steaua că s-a oprit deasupra locului unde trebuiau să fie, s-au bucurat foarte mult. Nu mai puteau de bucurie. Ăștia sunt oamenii care l-au primit, dar ăștia sunt puțini în lumea de astăzi. Din păcate, cei mai mulți oameni fac parte din prima categorie. În care categorie te afli tu astăzi? Ești dintre cei care te bucuri de împărat? Ești dintre cei care te supui împăratului? Ești dintre cei care asculți în smerenie și ascultare? Ești dintre cei pentru care cuvintele împăratului ale Scripturii sunt importante? Pentru că eu nu cred că poți să-L iubești pe Iisus Hristos și să fii ascultător de Iisus Hristos dacă nici măcar n-ai timp să citești Cuvântul lui Dumnezeu. Oameni buni, faceți-vă timp să citiți Biblia. Că doar ce veți aduna în cer, aia rămâne. Restul, chiar dacă nu ți le ia apa, le lași toate aici și pleci. Când vom pleca de pe pământul ăsta, nu o să luăm nimic cu noi. Nimic. Doar ce aici am adunat cu Hristos. De aceea e așa de important să ne facem timp ca să înțelegem voia lui Hristos și să ascultăm de El. Găsește Hristos disponibilitate în viața ta astăzi, dar fii sincer cu tine. Chiar îți iei timp să faci ceea ce spune Dumnezeu să faci? Ești disponibil pentru El așa cum a fost Maria? Și atunci când simți chemarea lui Dumnezeu pentru ceva, spui, Doamne, iată-mă, folosește-mă, sau ai agenda ta proprie foarte încărcată, în care unde să mai am timp și de așa ceva? Unde să o mai pun și pe asta? Că n-am unde pune un ac acolo. Dar apoi, lucruri de genul ăsta, ascultare de Dumnezeu. Fii sincer. Fii sincer cu tine însuți. Găsește Hristos neprihănire, găsește în tine un om drept, cum a fost Iosif, un om neprihănit cu frică de Dumnezeu, găsește în tine smerenie, supunere față de planurile lui Dumnezeu sau găsește mânie și ură. Și poate că mânia și ura ta nu e îndreptată neapărat împotriva lui Hristos astăzi, dar urăști aproapele tău, urăști pe vecinul care tot timpul parchează pe locul tău sau urăști pe cel care își tot plimbă câinele prin fața blocului și te deranjează sau știu orice, orice. Sau urăști pe cineva care te-a deranjat, te-a rănit cu ceva puternic. Dacă acolo este ură, acolo nu e Hristos. Acolo e păcat. Acolo e nelegiuire. Și cine trăiește în nelegiuire urăște lumina. Și dacă astăzi nu-L urăști pe Hristos, e foarte posibil într-o zi ura ta se îndreptă și împotriva Lui. Dacă astăzi îți urăști aproapele, de fapt, să știi că îl urăști pe Cel creat după chipul lui Dumnezeu. Sau poate este răceală și indiferență. E așa de important să-ți cercetezi inima și să vezi ce este în inima ta. Despre Domnul Iisus spune, așa cum îi spune și numele, este Domn, adică împărat, și Iisus înseamnă Dumnezeu mântuiește. Vreau să știi astăzi că Iisus a venit ca să te mântuiască de păcatele tale. Iisus a venit ca să ridice păcatele tale. Iisus a venit ca să schimbe viața ta. A venit ca să facă din tine un om nou. A venit ca să nu mai porți aceste păcate. Și chiar dacă astăzi ești conștient de păcatele tale și dacă astăzi știi că în inima ta nu este Hristos, astăzi îl poți avea ca și mântuitor și Domn. Îl poți avea ca și cel care îți ia păcatul, îți iartă păcatele și poate deveni stăpânul vieții tale. Astăzi, înaintea lui Dumnezeu, vreau să te invit. Vino înaintea Lui și mărturisește-ți păcatele și cheamă-L ca și Domn în viața ta. La
moartea Domnului Iisus Hristos. Erau doi oameni răstigniți, unul la dreapta și altul la stânga lui. Dar nu erau oameni obișnuiți. Erau doi tâlhari. Doi tâlhari care erau răstigniți pentru că era cea mai crudă pedeapsă. Și oamenii ăștia, din mărturia uneia dintre ei, și-au meritat o astfel de pedeapsă. Unul a zis, în batjocură, se pare că amândoi îl batjocoreau la început, și unul dintre ei a zis, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de aici și dă-ne și pe noi jos de pe crucile astea. La care altul, al doilea l-a înfruntat și a zis, noi am meritat pedeapsa asta, dar omul ăsta n-a făcut nimic rău. Și omul ăsta și-a recunoscut păcatele în felul ăsta și a spus, Doamne, atenție, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Omul ăsta a știut că Iisus este împărat și a recunoscut că Iisus este împărat și a recunoscut domnia lui Iisus Hristos. Și știți ce promisiune a făcut Iisus? Adevărat, adevărat îți spun. Și Iisus era pe cruce, era greu să și respire acolo, dar nu se vorbește. Adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Atât de mult te iubește Dumnezeu și atât de mult te vrea să fii cu El și este gata să ierte toate păcatele tale, oricât de multe ar fi. Astăzi să ți le ierte. Astăzi să te primească. Astăzi să devii al Lui. Ține minte, așa cum am spus, nu există trei tabere, există doar două. Nu ne place să gândim că este și a treia, și a patra, și a noua, dar există doar două. În ochiul Dumnezeu e simplu, sunt doar două. Tu trebuie să știi în care ești. Și tu trebuie să iei decizia să fii cu Hristos. Să nu lași să treacă vremea, să nu lași pe mâine aceste decizii, ia-o astăzi.